Mă întreabă tot timpul oamenii cum împac viața personală cu viața profesională. Eu nu cred că există două vieți sau că ar trebui să existe două vieți. Cred că ar trebui să fim oameni și atunci când urmărim rezultatele și banii și cred că ar trebui să fim atenți la ceea ce facem și acasă sau în hobby-urile noastre. Tocmai de aceea le spun oamenilor că a fi robot în activitatea ta este o alegere foarte proastă și probabil pe termen lung nu te mai simți bine în pielea ta. De la concurenții de la Imperiul Leilor mi-aș dori să văd atât partea lor umană, cât și o determinare de a face ceva deosebit în viața profesională. Sunt Monica Cadogan și te aștept la Imperiul Leilor.